criteriul de descărcare cu sistemul mai de la mână. Așa. Bună dimineața, nu stau. Așa. Așa cum a fost convocată ședința de astăzi, concurs din 245 din 2023, emisă de primarul Comunei Scorțe, din consultarea Conții Prezenții, rezultă că suntem 13 consilieri, din care domnul Pavel urmează de pune în urământul, iese de față, așa, fiind într-un mic vorum prevăzut de 139, articolul 134, aneatul 3, litera A, din 1057, 2019, cod administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru care vă rog să-mi permite să prezint ordinea de zi. La articolul 1 avem raportul de specialitate. Prin depunerea jurământului de către domnul Pavel Vasile, ales pe lista PNL, în funcția de consilier al Consiliului Local al Comunei Corțeni de Bacău, validat de Zăgăria Mânești, și alegerea acestuia ca membru în Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică, apărarea ordinii publice și a drepturilor cetățenilor. La articolul 2 avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28.02.2023 și 6 ședințe din dată din 14.03.2023. La articolul 3 avem proiect de hotărâre prin aprobarea decontării cheltuielor de transport ale persoanelor didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni de luna februarie 2023, conform anexului pe care o aveți la mapă în prezența hotărârii. La articolul 4 ne regăsim cu privetul privind aprobarea subconcesionării în tot a suprafeței de 1000 de metri pătrați teren curt construcții, cuprins în cartea funciară numărul 61-2272, teren atribuit prin contractul de concesionare numărul 4 în 2-a 9-a 2004, încheiat între primăria Scorțense, în calitate de cedență, Pavel Cristina Ramona, cesionar. Vânzare către un potențial cumpărător. Proiectele hotărârii sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 5 avem întrebări, interpelări, informări ale primar și consilierul local. Deci, doamna președintă, supunem la vot ordine de zi, dacă sunteți de acord. Doamna președintă, aș menționa că domnul consilier Pavel Vasile. Nu. Domnul Rotariu mi-a dat telefonul și e de acord cu toate. Cu ordinea de zi. Și cu ordinea de zi. Față de cele prezentate, vă rog să-mi permiteți să consemnez faptul că au răspuns prezenți 13 consilieri din cei în funcție. Domnul consilier, având în vedere prevederile hotărârii, a judecătorii mâinești, prin care, din cheia de ședință din Camera de Consiliu din 14.03.2023, pronunțată în dosarul 1160/260/2023 al judecătorii mâinești, prin care se validează mandatul candidatului Pavel Vasile, ales pe lista PNL în funcție de consilier al Consiliului Local al Comunei Scorțeni de Bacău, încheiere rămasă irevocabilă în data de 21.03.2023. În conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul din OG 57-2019, codul administrativ, consilierul local depune jurământul în fața consilierilor locali. Pe o masă special amenajată se va afla un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul local va depune mâna stângă, atât pe Constituție și, dacă este cazul, pe Biblie, dacă este de o anumită confesiune. Se va da citire jurământului de credință. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de Constituție, iar al doilea se înmânează consilierului ales, în cazul nostru, domnul Pavel Vasile.
Având în vedere declararea vacantării postului de consilier local, propun alegerea ca membru în Comisia pentru Administrația Publică Locală și Juridică, apărarea ordinii și liniștii publici a drepturilor cetățenilor pe domnul Pavel Vasin. Deci, pentru care vă rog să-mi permiteți să dau citire în conformitate cu ordonanța 35 privind regulamentul de organizare și funcționare a jurământului, după care domnul Pavel Vasile va depune și el jurământul, dar fac cunoștință consilierilor prevederile privindului jurământ. Subsemnatul Pavel Vasile, consilier în Consiliul Local al Comunei Corceni, în conformitate cu prevederea articolului 117 din OG 57, Codul administrativ cu modificările și completările de va depune în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corceni de Zubasu. Așa să ajute Bunul Dumnezeu. Pe caz de consecință. Deci, așa cum prevede, așa, puneți mâna stângă și citeți jurământul pe care îl veți semna. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Scorțeni, județul Bacău. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Bravo! Unul rămân la dumneavoastră. Și aici... Nu? V-ați dat consimțământul, deci ce spuneți data de astăzi? 30.03.2020. Și ăsta la fel, unul rămân la dumneavoastră. Interesul comun, totdeauna. Așa. Consilier, depunul rământul și în bara ședinței care au fost instituite de Judecătoria Moinești prin cheierea din 14.03.2020, rămasă definitivă în data de 21.03.2023, domnul Pavel Vasile va urma să depună declarația de avere și declarația de propria răspundere pentru anii. Vă aștept la mine în birou să rezolvăm treburile care urmează a fi transmis către instituțiile statului. Articolul 2. Aprobarea proceselor verbale. Vă rog. Aprobarea proceselor verbale din ședința ordinară din 28-a 2-a și ședința din dată din 14-a 3-a 2023. Să scrie cineva la cuvânt, are ceva obiectat, cineva ceva. Sunteți de acord? Da. Înapoi la articolul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport a personalului didactic și nedidactic auxiliar la școala gimnazială Scorțeni, luna februarie. Sunteți de acord, da? La articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea subconcesionării în tot a suprafeței de 1000 de metri pătrați de curți construcții cuprins în cartea numărul 61.272, teren atribuit prin contractul de concesionare numărul 4 din 2004, încheiat între Primăria Comunei Scorțeni, Cedent, și Pavel Costin Aragona, cesionat către un potențial cumpărător. Dacă să-mi scrie cineva la cuvânt? Eu vă domnul Falcău. Spuneți. Aș vrea domnul secretar sau domnul primar să ne aducă un lămuriri, o să înțelegem atât noi cât și cei care probabil vor urmări ședința, să știe despre ce e vorba exact. Când noi s-au concesionat terenurile către cetățenii comunei, în zona aceea P-ului și s-au construit case, concesiunea au fost pe 25 de ani, și omul care a beneficiat, care a solicitat treaba asta, vrea să vândă, dar cu preluarea tuturor sarcinilor din contractul până la încheierea termenului.
Deci are, da, și trebuie aprobat de Consiliul Local. Prea toate sarcinile. Previn concesiunea terenului. Da, 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 da. Aici, la un articol 18 pe 9, sub concesionarea la tot sau în partea terenului, este interzisă cesionarul, da? Și este permisă numai cu acordul scris al cedentului. Da. În urma hotărârii. Da, da, da. Deci noi hotărâm dacă... Da, corect. De asta și strici când vorbim. Sunteți de acord? Mai... Da. 13 din 13, da? Da, cu mențiunea până la vânzare și asta poate plătește toate către primării, nu? Da, da, și preia toate sarcinile. Până se cumpără. Da, da, da. Nu este cumpărat. La articolul 5 avem întrebări, am un raport eu de citit inițial, dacă vreți să-l citesc tot, cu situația pe fiecare compartiment, situația economic-socială a comunii. Dacă vreți să-l citesc, dacă l-ați avut la mapă, l-ați citit? Nu l-am depus la mapă, pentru că... Nu l-ai depus. Nu. Îl citesc? Da. Nu, tot, așa, poate. Raport privind situația economic-socială a Comunei Scoțieni pentru anul 2022. În baza prevederilor articolului 155.3 litera din Ordonanța de Urgență 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, precum și acelor acte normative în vigoare, activitatea administrației publice locale, aviza creșterea permanentă calității muncii, urmărind totodată instituirea unor modalități de lucru în deplină concordanță cu legislație și eficiență. În anul 2022 s-au inițiat un număr de 80 de proiecte de hotărâri și au fost adoptate 78 de Consiliul Local Scoțien. S-au emis un număr de 201 dispoziții, toate au fost înaintate în vederea avizului de legalitate. În ceea ce privește aplicarea legii numărul 52/2003 privind transparența decizională și administrația publică în administrația publică în anul 2022 la ședințele Consiliului Local Scoțien, au participat la dezbaterea proiectelor atât persoane fizice cât și persoane juridice. În ceea ce privește aplicarea legii numărul 544 privind liberul acces la informații de interes public, au fost făcute publice toate hotărârile Consiliului Local, informații privind indicatorii bugetari trimestriali și informații de interes public. Secretarul General a avizat proiectul de hotărâri și contrasemnat pentru legalitatea dispozițiilor primarului, a participat la ședințele Consiliului Local Scoțeni, a organizat evidența statistică a hotărârilor de Consiliul Local și a dispozițiilor primarului, a asigurat transparența și comunicarea cu instituțiile publice, a asigurat procedurile de convocare și au efectuat lucrările de secretariat, a asigurat pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii în Consiliul Local Scoțeni, a asigurat întocmirea dosarului de ședință, a certificat conformitatea documentului original din arhiva UAT, a efectuat apelul nominal și a ținut evidența participării la ședințe Consiliului Local a consilierilor locale în funcție. A verificat și urmărit situația Registrului Agricol al Comunei Scoțieni. Compartimentul financiar contabil cheltuieli, bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost în sumă totală de 64.070.000 lei. La partea de venituri 6.573.710, la partea de cheltuieli, excedentul anului 2021 fiind de 111.000 lei, cu destinația finanțării obiectivelor de investiții. S-a întocmit lista de investiții, proiecte și angajamente legale. S-au trimis lunar la AJVP Bacău monitorizări de personal, plăți restanțe și arierate, rânduri de bilanț, cheltuieli COVID și pe platforma ANAF, sistemul Forexburg, plăți restante, cont de execuție non-trezorerie, balanță și toate raportele conform lege. S-au întocmit lunar state de plată, situații recapitulative, note contabile, ordine de plată centralizatoare, dispoziții de plată, note justificative și cecuri. Trimestrial s-au întocmit deschiderile de credit, dispoziții repartizate pe credite, note justificative și borderouri care s-au transmis la trezoreria Moinești. Lunar s-a întocmit și depus declarația 1-2, asta e numărul, privind salariații instituției. S-a verificat zilnic registrul de casă și s-a aplicat viza de control financiar CFP-ul, preventiv. Citesc tot? O citit, dar trebuia să-l aveți și pe la mapă, adică mi-a sunteți profesor, mi-i dați acum, adică dați să-și faceți. O să publicăm, nu, dar e problema cu o parte din... Domnul consilier, având în vedere că o parte din colegi
mă las să vă povestesc? Povestesc. Nu. Deci, o parte din colegi au fost în concediu. Ei, au apărut de bea ieri. Până... De ce nu trebuie de ei? Păi da, până le-am, eu nu, având în vedere faptul că trebuie să verific ce a apărut, nu? Pentru că trebuie să veniți cu el în ședința următoare. E foarte bine, dar nu se poate, pentru să facem primul trimestru. Na, eu azi, după ce dă citire, vin, postez pe site și gata. Și mâine îl aprobăm. Dar nu e aprobat, dar nu e prezentare. Asta nu se aprobă, e prezentare. Întreb, nu. Nu, dar e prezentarea situației. Adică ce trebuie, dar eu vreau să întreb, am obligat să întreb. Ziceți ceva și de dezvoltare, vă rog, despre proiectele aflate, situația lor și nivelul până unde s-au executat, care să luăm cu priorități de prima oară. Ce adică ce e în lucru? Ce e în lucru la minister? A trecut de prima comisie la CNI. APA am reușit să luăm avizul de la mediu pentru area protejată. E luat de 8 zile. Îi trimis la minister. A trecut de prima comisie la CNI. Suntem la MDRAP. Urmează să mă chemi într-o lună, o lună jumătate, să semnăm contract finanțare când vară să ne apucă în treabă. La apă. La asfaltare este în procedură finală de licitație, unde sunt trei participanți. Licitația o face ANAPU, Agenția Națională a Achizițiilor Publice București, și s-au mai cerut niște clarificări la societățile participante. La ieri mi-a trimis proiectantul corectările pentru gabionarea, unde am niște zone pe aici pe vale, unde vin și gabioane pentru influențarea pârâului Boului. Am trimis clarificările, intrăm în comisia tehnică, că e ultimul aviz la mediu la Bacău, care va fi miercurea viitoare, primim avizul și de acolo și e gata și cu aprobările pentru proiectul de asfaltare pe aia 10 km jumate, care cuprinde... Și bază de urgență care au fost, da? Da. La Angel Salini, vinise și domnul Franț în birou, când au văzut că am semnat ultimii documente ale proiectantelui. Au fost mici neconcordanți, le-am revizuit, că am sesizat ceva care nu era conform. Le-am trimis, o să fim chemați la semna contractul de finanțare și pentru diferența care este inițial pe Angel Salini, Comunii Scorceni, ni s-a aprobat 51 de miliarde vechi, dar suportând majorări la prețul, știți foarte bine, s-a ridicat valoarea la 90 ceva de miliarde pentru diferența de 5 km de asfalt. Acum o lună jumătate s-a semnat la clădirea CNI, dar la Ministerul Dezvoltării s-a semnat prin PNRR un contract de 21, în jur de 21 de miliarde pentru 85 camere la vedere și două stații de încărcare de mașini electrice. Școala, pentru școala de la Scorțeni am depus prin Inspectoratul Județean și ieri m-au sunat de la Ministerul Învățământului că era cumva greșit că noi ca primărie, adică poate Scorțeni trebuia trecut nu școală, și intrăm la finanțare și pentru toate dotările, se schimbă tot mobilierul și tot ce este în școală, tot pe PNRR. În 2-3 săptămâni schimbăm toate lămpile din comună și ieri am vorbit cu domnii, termină unii au și noi suntem următorii, toate lămpile care le avem achiziționate, care sunt în clădirea Căminului Cultural Grigoreni. Grădinița este finalizată, am adus acum 2 săptămâni jumate din mobil, ieri am mai venit cu jumate, trebuie să mai trimite partea de IT. Școala Florești este în verificare dosarul, CCI-ul la minister, urmând a semna contractul, acolo o trebuie să mai facem un parteneriat. Deci noi avem parteneriat ca să avem numărul de cetățeni care vor beneficia de drepturile, de serviciile medicale. Așa. Am făcut parteneriat cu Primăria Strugari, cu Primăria Berești-Azlău, cu Consiliul Județean și ultima oară acum, ca să fim eligibili, ne-au solicitat să facem cu ONG-ul și am făcut cu UNICEF-ul. Am vrut să fac și cu Crucea Roșie, dar nu a mai fost necesar. Este în verificare, investiția care va fi este de 160.000 de euro clădirii cu toate spațiile compartimentate conform proiectului și cerințelor și 60.000 de euro dotări medicale. Deci astea sunt... proiectele, vi le spun că pierde lucrez. Domnul primar, dacă îmi permiteți... Cu dragă inimă, dacă pot. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, nu știu ce alți colegi ce părere au, bine. Consilierii dumneavoastră, cu siguranță,
Temele sunt făcute. Da, temele sunt făcute. E bine, e bine. De mâine, e okay. De mâine ne apucăm de treabă, de mâine avem asfalt, avem apă, avem toate. Spuneți direct cum stau treburile, că stau. Treburile nu stau așa cum le învelit. Dacă știți mai bine ca mine. Proiectele, când spuneți că avem proiectul respectiv, e depus. Una este să fie depus și una este să fie aprobat. A, când e aprobat, eu știu, e dus undeva să fie aprobat, pentru ce? Pentru lucrări. Nu-i pentru lucrări. Când e pentru lucrări, se apucă de treabă. Una e să fie pentru aprobare, cu studii de fezabilitate, cu... Ce studii de fezabilitate? Am terminat și licitații la alea două. Ce studii de fezabilitate? Da, nu urmă. Suntem, deci am și PT-ul la apă. Proiectul tehnic, am terminat licitații, am luat avizile. Trebuie să semnez contractul cu ministrul, să dă ordine de ministru și ne apucăm de treabă. Ce înseamnă, explicați-mi dumneavoastră acum. Ce înseamnă că semnăm contractul cu ministrul? Vă spun întrebările următor. Fiind valorile până în 76 de miliarde, trece doar din comisia CNI, de care am trecut. Da? Ce depășește valoarea asta, trece în două comisii de verificare la minister. Că nu semnează nici ministrul ordinul finanțare, cum și dumitare n-ai să semnezi ceva până nu verifici niște hârtii, da? Și sunt pași ilegali care durează 2 săptămâni o etapă, încă 2 săptămâni după ordinul de ministru. Și după aia eu săptămâna viitoare scot autorizația de construcție. Pentru că eu cer un aviz de la Consiliul Județean, că trebuie să mă avizeze ei, că superior nouă, și autorizația în baza avizului o scoat noi. De ce suntem așa pesimiști? Chiar nu credem? Apa este pentru toată comuna? 23 de kilometri, doamnă. Unde sunt? Florești, Coțeni și Grigorin. Nici vorba de pesimist sau de altceva. Dar nu, dar nici să nu... Dar nu suntem aici să aplaudem, suntem să întrebăm. Dar de câte ori am explicat mie aici? Dragul meu aici, dar nu vreau să mă aplaud nimeni. Știi când o să aplaudăm? Când e gata. Atât. Și atunci eu de ce nu vreau să spun nimic? Vă spun doar adevăr. Și nu-i nimic, adică asta vrea să întrebi omul. Păi omule... 7 ani să promit și până acum nu-i nimic rezolvat. Și nu-i nimic, chiar nu vezi? Chiar ești rău și nu vrei să vezi mie aici. Păi spune ce? Păi nu se vede, grădința nu-i terminată, podul ăla nu l-am terminat. Uite, eu l-am făcut pe PNDL 2 și alte comuni care au avut PNDL-ul, nici acum nu a terminat. Și câte lucrări, chiar nu le vedem, dacă să ajungi să bagi hârlețul, îți dai seama că, dacă mă crezi, bineînțeles, nu doar nopțile, tăticule. Nu doar nopțile, și drumuri, și umblătură, și când vezi că ai un aviz, îți expiră altul, că sunt avizi care ies mai greu. N-am declarat ca primar Natura 2000, Triscorțeni și Grigoreni, are protejată piatra Șoimului, sub nicio formă. Și după ce termin cu avizile astea, am să fac toate demersurile a o scoate, pentru că nu este arii protejată. Sunt culturi agricole până în marginea drumului, mașina de dezăpezire aruncă sare pentru 20 cm cât trece o conductă de apă sau de gaz. Atâtea hârtii, am plătit studiu de impact pentru mediu, de un biolog specializat, 257 de milioane. Că fără ăla nu puteam să intru la mediu. Știți câți pași și câte... M-am săturat și eu. Deci sătur până în gât. Vă explic că credeți că eu sunt masochist sau nebun să-mi fac sepucul sau harakiri pentru în loc să fie bine și să stau între oameni și să nu mai explic? Dar sunt niște pași foarte... Am ajuns pe ultima 100 de metri să dea Dumnezeu să... Că nu-i pentru mine, e pentru noi. Îi muncă mult în spate, hârțiogărai, licitații, contestații, clarificări, instituții peste instituții, toate trebuie plătite. La status de buget, statul ți-a bani. E doar o clarificare, vă rog. Da, vă rog, domnule. Dacă se trece de etapa de licitație la asfalt, oricum lucrările nu vor putea demara, vor nu se termină lucrările. Dragule, am argument, bine că m-ai întrebat să spun de ce. Pe proiectul de situații de urgență la asfaltare sunt segmente de drumuri, da? Vi le-am enumerat, dar vi le mai număr din nou. Și să vă spun ce argumentam, că este foarte plauzibil. O luăm așa de la Florești. Floreștiul de la Canton până în fundul satului. Atât. La Scorțeni avem Valea Dragomireasa, avem de aici, de la Troiță, până coboară pe la doamna Niculina Tănase, prin spatele bisericii, la tatăl dumneavoastră, domnul Zanfirescu, pe Grigoren, de la fermă, bucla care vine prin fața școlii și care vine la Troiță, pe la biserică, la Tanti Marița, că știm repierul, la Căminul Cultural, și până la domnul Bălan, atâta oprins că era pe situație de urgență, până la cum coborim spre râpa, dacă era acolo. Dar pe Șerpeni, de asta argumentul este foarte plauzibil, acolo nu am sistem de apă. În momentul în care am semnat contractul și dau ordinul începerea lucrării, am până
fac segmentele care sunt mai principale unei, trebuie să fac traversare. Bine, că am și traversare subterane, subtraversare la apă. Am segmentul de la Șerpeni până la intersecție cu biserica de la Bogdănești. Deci acolo se poate lucra la consolidări, se poate, deci șantierul se poate deschide. Și ulterior, dacă noi am băgat un segment de apă, să dau un exemplu, de aici la biserică, și am făcut că pe proiectul, ca să vă spun de ce am ținut Morțiș, că știți că există sistemul de apă actual pe strada asta de la deal înspre cimitir, da? Sunt oameni branșați la sistem. Da, strada Răzeșcu, exact. Ca să poată fiecare om să aibă instalația făcută doar când se activează cealaltă, să fac țevile în lateral, ca să nu se mai sepi în drum. Deci după ce a făcut asta, se poate lucra pe drum și se poate pune covor asfaltic. Deci îți gândiți toate și unde o să vină tot la fel. Poate inițial, e o firmă care se mișcă mai repede, dau un exemplu. Unde am conducte de apă, am cerut prefabricate care se pot scoate sagațe din ele, se scoate la o parte, se pune conducta, se reface, nu se strică rigole. Pe anumite zone sunt rigole betonate care se toarnă pe loc. Restul sunt prefabricate. Adică de-aia și valoarea la proiectul de apă este de 188 de miliarde de euro cu TVA și valoarea la proiectul de asfalt la 10,5-6 cât așa cu virgulă, e de 350 ceva de miliarde. Vă dați seama că cu Angelul Salini și cu ne ducem la vreo 7-800 de miliarde. Poftim? Termen de execuție? Păi 36 de luni exact cum e autorizația. Eu la asta vreau să zic. Nu, eu vreau să se adaugă. Da, doamna. Vreau să adaug. Da, adaugați, doamna. Deci eu am fost la ședința cu Cravo, cu conducta asta care vine de la Dărmănești, încoace, înspre Bacău. Ei nu au nici fondurile pentru ca să înceapă lucrările la conduct. Au zis că am întrebat chiar pe domnul director de față cu toți când încep lucrările. Au zis că deocamdată n-au nici fondurile, chestii foarte scump, nu se face prin fondurile europene, să vadă de unde le face. Mai târziu decât toamna viitoare, mai devreme decât toamna viitoare, niciodată. Și am zis, înseamnă că e clar, începe odată cu alegerile. Deci ei, noi, dar Crabul nu are treabă cu noi, domnule. Nu. O zis, eu vorbesc de conducta principală, deci cu Roiana Traiului. Aia e magistrala Bacăului. Da. Aia altă, da. Dar au început segmentul de lucru. Au început acolo, dar acolo au pentru Bacău. Pentru că aici se condenează eu. Pentru Bacău. Aici, pe zona Grigorenului, pe unde se modifică, că vine, nu mai vine pe lângă pădurii, vine aproape de doamna Măginescu pe acolo. Încă nu s-o termina cu exproprierile. Adică noi am făcut toate demersurile, că trebuie să colaborăm cu ei, că este obligația OAT-ului, dar procedura în sine, ca să poată să expropieze, oamenii nu sunt mulțumiți de preț. Oamenii pot să atace în instanță doar prețul. La 20 de lei nu s-a doar preț. Păi da, eu ce spun, dar astea sunt experții lor, dar eu vă spun ce știu. Nu noi stabilim prețul. O întrebare, domn primar. Da, domnul Tori. Păi este mare că prima familie din comuna Scorțeni va avea apă la robinet. Ca lucrare, estimare... Nu ca lucrare. Nu. Când? Păi stați să vă zic, Dumnezeu. Ca estimare din băgarea hârletului este în iunie-iulie. Nu mă interesează. Ca lucrare. De bine după branșarea oamenilor după. De bine cât merge firma, cum merge... Nu, firma merge. Problema e că omul trebuie să, ca să aibă apă, trebuie să și branșeze tatăl. Vă mulțumim pentru explicații, dragi noștri colegi, nu trebuie să supere că noi nu stăm cu dumneavoastră la masă în birou să știm explicații care ne-ați dat acum și toate datele, noi nu le știm. Adică eu nu le știu personal, poate alții le știu, eu nu le știu. Am întrebat când faceți, când începeți apa. Da, atât. Dar restul proiectelor cu asfalt, cu canal, cu ce vedeți, nu știu nimic.
Deci am întrebat eu ce era prioritar, era apa, că asta vrea toată lumea. Și la culci, de seara, dimineața, ai să găsești. Nu am avut aceste date care ne-ați dat și era normal. Nu trebuie super de colegii noștri, că întrebăm, întrebăm. Eu nu am spus. Nu, am zis că... nu era așa. Dacă zici, Mihăiță, că nu cunoști, parcă noi am aprobat în bugetul local, că ai fost și tu și că ai aprobat, am aprobat bani pentru toate astea. Cum să nu știi? Da, dar nu știm fazele de la proiectul. Eu dacă l-am întrebat acum... Nu știu bine că l-ați întrebat, dar cum ați întrebat, de asta întreb și eu. Adică nu-i supărat, nici nu aveți cum vrei ceva. Dar cine s-a supărat? Mă vezi cu transcript. Mă vezi că plâng acum. Dumneavoastră? Nu. Am să așa că o spun colegi, nu prea știu. Dar noi nu știm că nu suntem la masă dumneavoastră, nu suntem din aceeași bucătărie. Dragule, la mine nu și-a deschis tot timpul. Foarte bine, foarte bine. Dar trebuie să știți cetățenii, nu numai noi. Da, da. Asta a fost lecția asta, că cine ați redat dumneavoastră acum, da. Întrebările au fost scrise, făcute, deci dumneavoastră ați punctat la fix. Deci, păi, cu chestia nu trebuie să-l trebuie. Foarte bine, și foarte bine că sunteți amparați, pregătit pentru... Eu aș avea întrebare dacă se mai poate rezolva cu drumul ăsta la Tanteanuța, cu zvoarele astea sau ce sunt. Ce zvoare, doamnă? Vă spun, uitați doamna colega dumneavoastră, șefa din partid. Ieri, alaltă ieri, mi-a adus la cunoștință, a fost la un vecin de acolo și a văzut spărtura, care eu am spus de la început că nu sunt izvoare. Deci, da? Și m-a încetat cu jumătate din sat, m-au contrazis. Și le-am spus că nu sunt izvoare. Fiind înghețat terenul, omul stif în curte la domnul Bucur, ieri o săpa băieții, am luat șanier, am anihilat gaura, deja de aseară până astăzi am vorbit cu domnul Moței, se pierdea cam o virolă pe 12 ore sau cum, s-a dus doar 10 cm. Și apa care s-a infiltrat, și vă dați seama că... S-a dus, de când am spus, când o decopertat și-o dat drumul la apă, se aude la 2 metri ca într-o cascadă. Deci s-a activat niște cadene vechi, dar apa e din conducta noastră. Nu-i nicio... Dar să știe de la început. Le-am spus, dar nimeni, când mă... Nu mai zic. În fine. Așa. Mai am o întrebare, dacă s-a dat ceva bani la biserică pentru casa mortuală. Dar s-au dat ceva în primul nu a făcut nicio livrare pe primul trimestru, pentru că suntem în martie și nu este pe primul trimestru. Vă spun, doamna, despre ce vorba, că când a venit contabilă, când încerc săptămâna asta, o chemă la apel și vă explică. Da. Altceva. Așa. Dar s-au făcut solicitare pentru bani? S-au făcut solicitare pentru ce materiale se este. De asta, ar trebui să facem ce ne treabă. Doamna contabilă, și când sunt întrebările? Ea știe cum e din buget, din primul, 2-3 trimestri. Așa, avem becuri care s-au alt și ar trebui schimbate. Am dat telefon alaltă ieri, la stângă, și a zis că de 2 luni nu i s-au plătit facturile la contabilitate și nu mai vine. Da, nu luat. Asta nu e. Așa ne-a zis. Asta nu e argument. Așa ne-a zis și acum... Nu da cu fii, dumita, las, nu sună. Da. Nu da mai mult. Au acceptat doar un singur proiect, face parte din aceeași structură. Acum dă drumul la refinanțare și am luat legătura cu societate. Am încercat să depun și pe al doilea anul trecut, dar nu mi-a intrat. Și îl depun acum și cu panouri fotovoltaici pentru... Da. Vreau să vă mai întreb situația tomberoanelor pentru populație. Da. Am trecut săptămâna asta prin Bacău și prin Mâinești. Tomberoanele de la stradă erau super pline și nu cred că era doar cu noi comunii scorțieni acolo. Adică vă garantez sigur că nu era doar cu noi. Eu prins mașină. Aici... Știți ceva? Ce să știu? Nu știu nimic.
Deocamdată în 8 de am reușit după 2 ani să fac vreo de 60 de astea mici pentru... Dar nu, alea mici nu, ei întreabă de alea mari. De alea mari, întreabă, dar nu, deocamdată nu. Dar să pun în camere de filmat, să vadă mai să pun în camerele astea, o să vedem. Când pun 80 și ne-am făcut și repartizarea. Am prevăzut și două camere la intrare, la ieșire din comună, pentru că noaptea nu ai vizibilitate exactă la numele de mașini, în caz de ceva, ferească Dumnezeu, tip rovinietă, vă dau un exemplu, care îți ia numărul. Eu vreau să întreb, au venit iar romii pe teritoriul comun. Știm de măsurată o lună. Da, o lună. Dar ideea... O secundă, atâta și nu mai intervin. Ideea este că am înțeles că, din lege, le se permite doar un anumit timp să campeze pe teritoriul comunii. Da, pleacă 3 săptămâni și se întorc înapoi. Ei. Așa au făcut și amintit. Se ține cont de ceva, de că au venit să plece, da, să nu știu ce. Da. Da, da, ei știu legea, pleacă până din termen, nu trebuie. Conform legii, nu vine. Nu pleacă acasă 3 săptămâni, vacanță. Pentru că campează pe terenurile noastre. Și ați văzut ce e acolo, nu știu dacă ați fost. Să se prezinte la primărie, să plătească o taxă. A văzut cineva ce e acolo? Fiindcă am avut o discuție cu dânsii și a zis că li s-a dat voie din primărie. Așa zic mereu, nu e adevărat. Așa este adevărat. Așa zic, asta e scuza lor. Am fost cu poliția anul trecut, le-am cerut buletinii. Au luat un singur buletin. N-au acte, n-au nimic. Nu pot să-i dea nimic. Și toți, exact. Eu luat carnetul la vreo doi care i-au găsit. Problema este alta. Cu romii. Eu, împreună cu domnul secretar și știți și doamna Vici, anul trecut am făcut 11 sau 13 adrese, poate. De la avocatul poporului, instituția președintelui, prim-ministru, tot. Jandarmerii. Și am luat, era să iau eu în freză pentru un singur cuvânt care era sinonim. Eu acum am mai trecut și la școală leacă și ceată cu grup, nu-i sinonim. Și am tot trecut, domnul secretar, după un acord, am avut adresă cetele de romi nomazi care vin și campează teritorii comuni. Și m-a sunat o colegă care mi-a fost, care răspunde la prefectură de romi și mi-a fost colegă din liceu, culmea, măi Cătălin, dar nu spune cete, că aici e discriminare, spune grupuri. Sau trib. Și am făcut toate demersurile, răspunsurile le dau lor dreptul. Problema este că când te duci la apele române, știi cât curățenie au făcut doamna Dici după ei, știi foarte bine, apele române își iau mâna de pe ei, pentru că nu iau bani la avize. Ascultați-mă. Când e vorba de avize, de ceva, trebuie să plătim, adică e datoria lor să ia bani. Când e vorba de ron, este apilul României, albia răului Tazlou, minoră sau majoră, cum îi pe legii, dar e pe teritoriul comunii, e în sarcina noastră. Problema este că le-am explicat și la oamenii care sunt defavorizați, persoane fizice, care au terenuri luate în concesiuni pentru animale, pentru pășunat, și care au terenuri agricole, unii cultivă diferite porumb, grâu, ce cultivă ei, având un teren în proprietate și în concesiuni, ești direct răspunzător, pentru că dacă zine apea, nu-l doare pe ăla de la, pe domnul de la apea, că romul i-a distrus sau o găsit gunoaie pe teren. Le-am spus să fac un memoriu, să semneze toți, că eu i-am ajutat și am trecut și cu 2 ani, dar am adus jandarmii, dar au plecat tot când au vrut ei. Până nu ia fierul de aici, nu-ți pleacă, poți să mori. Pleacă o lună, vine înapoi. Doar când îți ploi puternice, să spunem că pleacă, că pleacă ei, că trebuie să plece. Dar nu au fost atâtea ploi. Dar în rest nu ai cum să scăpi. Pleacă de aici și mergar, mereu au fost. Dar nici jandarmii nu vin când vreau eu. Eu am făcut demersurile ca primar. Și dacă se mută de la noi, știu mai bine granița comunii scoțienii, cu Pârjolul decât noi. Se mută cu 50 de metri la Pârjol și ce o să-ți domnul Toni, sau cine a spus mai înainte, cu are dreptul din stat, nu știu cât, știi foarte bine, uzează treaba asta. Și se mută înapoi. Și pe drumul public, dreptul la libera circulație, pe drum n-ai ce face. Poate să vină un căruță prin pe drum oricând. Camparea nu mi se pare corect și distrugerile care îi fac. În rest... Ideea este că numai la Scorțeni nu avem ce face. Și la Berești. Dar tot și vezi la Berești. Băi, Doar, în spatele tău, la Ardioan, la Berești, ai văzut ce-i acolo? Stau, acum, dar pleacă. Păi și la mâi pleacă, dar vin Nu pleacă, la noi se pleacă la toamnă.
Da, am întrebat acum două, trei ședințe adresa la adresa la poliție pentru cum se realiza la bază. La trecerea de pieton, nu știu, nu-mi vine acum aminte. Denivelările pentru începerea vitezei. Ați primit vreun răspuns, știți ceva, ați mai insistat? Nu, nu s-a primit niciun răspuns. Nimic? Am făcut pe adresă, dar... De la domnul Nelu, că am făcut pentru un stâlp care începe să... Are dreptate, domnul Valdău, că îi omoară mașină, aici nu reduce drog și avem copiii jale, e nenorocire mare. Deci rugămintea mea să mai insistați, într-un fel sau altul, să-și facă treaba, să nu știu. Chiar să vă duceți, nu că fac adresă. Doamne, dar vorbesc la telefon cu poliții, vorbesc cu toți, dar dumneavoastră crezi că eu îmi sun înainte. Băi, cum scriu, ce fac, ca să fie și favorabil pentru oameni. Și dacă se poate, nu se poate, că aici nu depinde numai de poliții, de poliția rutieră. Depinde poliția rutieră, de drumurile naționale, după care drumuri județenii, sunt multe chestii. De liniile continuu, nu poate să fac treci pe tot de oriunde, nu poate să copturezi. Adică la interne în localități. Poate, televiziune și poate, până la urmă. Da, eu am făcut pe de mers. Le-am făcut poză. Domnul Palcău, vă arăt și filmare și trimis poză cu podul de la Florești. Ați fost cu podul la Florești, să vedeți ce e acolo. De un an de zile. Deci nu mai stă pe nicio bilă podul ăla. E posibil să cadă oricând. Am făcut poze adresii, i-am chemat. Deci, dacă ar fi... Deci noi am făcut tot ce... Depins, am vorbit la telefon, am vorbit și la prefectură. Când o să avem fonduri, o să reabilităm, asta este răspunsul. Până a cădea podul ăla. Că partea spunea Ghiță Mihai, deci bilele alea care preiau vibrațiile, îi strănaie. Dacă tot v-am prins și suntem... Nu mai prins. Și putem să întrebăm? Dacă dragi, tot acum vreo 2-3 luni ne-a zis... Ah, nu contează, iau bătarea afară, nu știu ce mai e. Ne-a zis acum 2-3 luni, nu mai știu când, o firmă își dorea să facă un parc fotovoltaic, avem 7 hectare, ați mai primit un răspuns? Da, da, este făcut de mersuri la direcția agricolă, așteptă răspuns de la domeniile statului, sunt niște proceduri. Astea sunt mai greu de făcut, dar ce depinde din noi, care deci, ăla vrei să-l scoate din circuitul agricol, am înțeles, asta e prima fază. Nu se scoate, îți trebuie la domeniile statului niște documente. La OSPA, făcute, înaintate de câteva luni. Așteptăm și noi. Să lucrează. Știți, deci că am conceput împreună cu domnul Vizeț Lachirescu un proiect prin care să-l facem noi ca primărie, să atragem noi fonduri europene, nu mai stăm să așteptăm și baza celor, dacă vine firma respectivă... Da, da, pe primărie, toate costurile sunt pe noi și nu avem bani tătii. Aoleu! Când atunci știi câte miliarde? Iar ajungem în șircă. Dar dacă este investiție și noi în favoarea noastră și o avem și 30 de ani... Este... Dar are 30 de ani, așa o să fie permanent al nostru, suntem toată viața. Da, dar vezi că nici alea n-au mai multe garanții. Da, din 20 de ani. Nu mai multe garanții, dar putem angaja. Și ca să... Eu îți dea... Tăticu, îți de acord cu tine. Cu ce susții proiectul? Ai voare acum noi să susținem că avem de plătit și la apă, diferența la PTH și astea. Avem prioritățile astea, dar dacă este o investiție externă... Posibil să aducem proiectul în Consiliu, dacă trece, trece, nu neapărat să... Da, dar cu ce susi? Sursa de finanțare. Sursa de finanțare. Ce ați spus că trebuie să susținem la apă? Diferența la PTH. Diferența la PTH. Da. Păi am plătit o parte și până la 5 miliarde mai avem la bani. Tot noi trebuie să găsim surse de finanțare, da? Măi, finanțarea pe obiectiv. Doar vă întreb. Ți-l dă statul. Dar până ajungi, asta nu vreau să înțelegi. Nu, nu înțelegi. Vreau să înțelegi, ca să ajungi la o sursă de finanțare de valoare mare, trebuie să ai bani de a iniția proiectul. Fondurile europene nu-ți dă banii de avize, de proiectare, de susținerea proiectului. Chiar dacă nu-ți trece cota ta de 10%, sunt proiecte cu 10, 20 sau 0. Dar partea ta, până ajungi a semna contractul, să ai un studiu de fezabilitate, cum a zis foarte bine înainte un coleg, alea costă. Și dacă nu le ai, cu cine faci? Domn primar, ok, am ajuns în punctul ăsta. În momentul de față, studiu de fezabilitate, cine plătește, domnul primar? La proiectele astea, care sunt prin CNI... Noi! Domnul Palcău, acum, când a zis, dacă facem prin Uniunea Europeană, a spus că nu, de fapt, noi nu avem bani. Păi, oricum le plătim noi! Măi, nu! Oricum le plătim noi! La sursa de finanțare externă, doar asta... De ce? Studii de fezabilitate, studii de impact, studii tot ce sunt... Păi e pe rătură și nu înțelegi. N-are treabă. Păi nu, acum ai luat-o. Pentru că ți-am zis că e sursă de finanțare externă.
Pe noi nu ne costă avizele aici. Doar să le punem terenul la dispoziție pentru panouri fotovoltaice. Noi vorbim, vorbind, învelim un proiect în așa fel, așa frumos, încât mâine ne apucăm de treabă. Haideți să vă propun eu altceva. Aduceți în ședința următoare, când va fi tot televizată, da? Aduceți un proiect apă, care vreți dumneavoastră. Apă, apă. Aduceți și vedem în ce stadiu este, da? Ce studii s-au făcut, fezabilitate, ce s-au mai renoit, ce mai așa, și ce plăți au fost făcute. Ce a fost făcut ca plată pentru studiu de fezabilitate, studiu de nu știu ce, studiu de impact, da? Haideți să vedem treaba asta. Cu ele scrise, nu așa. Așa, în vedem... Hai, nu, domn primar, nu așa că... Cred că eu eram la... Da? Ca și proiecte, eu nu că am ceva împotrivă să nu se facă sau de... Nu, din contră. Dar să nu uităm... Să nu uităm că, practic, orice proiect care îl avem... Bine, e important, doamnă, de asta... Păi asta, deci, se vede că... Orice proiect avem, da? Mereu spunem că îl avem, îl facem sau așa. Nu, când spunem că gata, e ok, înseamnă că trebuie să ne apucăm de treabă. Până atunci, așteptăm. Și așteptăm, de ce? Eu vă dau un sfat, dumneavoastră. Și poate vi l-a mai dat și altcineva, nu știu. Un proiect, când mergem, îl depunem, nu e destul să-l ducem și să-l lăsăm acolo. Pentru că niciodată nu o să stea ăia și zic, da, hai că dăm noi la scorțeni, că ăștia s-a mărit. Dar chiar ce am zis înainte, chiar... Nu, eu vă zic, adică nu... Și ți-am explicat, trei ani zile de când muncesc, bă, la ele, bă. Tu ai impresia că la hârtia pe masă o semnea cineva, ce-i dracu? Hai să schimbăm regulată. Hai să schimbăm cu masă, brat, am explicat, văd că ai ceva cu mine. Nu, eu n-am nimic cu dumneavoastră. Dacă să nu mai stau să aștept, ori ne scriem la cuvânt și ne vine rând, ori lăsăm dracului de regulă și gata. Da, da, dați cuvântul, cine trebuie. Păi nu, doamnă, dar am terminat. Eu sunt, nu? Mă stăm în rapidă, nu cam nici ori. Dar era el la cuvânt. Am cuvânt. Nu mai zic, Balcău și el. A atins domnul Balcău partea asta cu trecerea de pietru. Da. Altă problemă. Lăsați-o, doamnă, să vorbească. Hai, spune. Mai spune, Ioane. Hai, spune că revine când. Nu le uit, n-am cum să le uit. Zi, spune. Da, cu ăsta, cred că cel mai bine cu proiectele astea ar fi soluția. Aducem proiectul, vedem ce s-a plătit, exact cum a zis domnul Balcău. Dar să arunc de la contabilitate, vă omle, când vin, îți îi pun asta zic, că v-ați cam contrazis, domnul primar. N-ai semnat execuția bugetară, n-ai semnat fiecare capitol. Domn primar, eu vă zic acum, ați avut o discuție cu domnul Balcău, da? Dumneavoastră a zis că nu avem pe bani europeni, dacă facem noi ca primării, nu avem bani pentru studiu, nu știu. Bun, noi când facem un proiect, trebuie să avem bani de așa ceva? Așa, prin CNI sau prin ce vreți dumneavoastră. Avem 10%, da? Dar restul hârțăgăraielor care sunt cu studiu de fezabilitate, cu nu știu ce, ăla tot noi le plătim. Da, tată, dar la proiectul ăsta cu domnul Balcău, ce v-a spus, treabă cu finanțarea? Atâta, chestia asta de 1500 lei sau cât dracu de la direcția agricolă, 1500, nu-i. Restul e finanțarea externă, măi, băieți, o aia și o aprob din consiliul local. Finanțarea, indiferent de situație, finanțarea este pe lucrare. Spune-ți lucrurile pe nume, pentru că pe lucrare ce înseamnă? Este deviz, aia șanță, nu știu dar ce... Dar nu noi plătim astea, păi nu, păi nu, nu. Ba da, înțeleg perfect. Asta este finanțarea, da? Pe lucrare, efectiv, efectuată. Dacă o face primăria, plătim. Dacă o face o firmă externă, doamne, care îi dă mislanță să facă panouri fotovoltaice, baza unui contract pe 30 de ani, cu redevență anuală, ei se ocupă de tot. Eu acum vă pun finanțarea lor, eu obțin finanțarea, nu noi primăria. Ok, eu acum vă pun altă întrebare, referitor la panouri. Poate marea majoritate a consilierilor sunt de acord, da? Cât islazi avem noi? Ca suprafață. 440 ceva de hectare. 440 ceva de. Da. Ok. Și dumneavoastră vreți să dați 10 hectare, nu? Da. Ca și scop final care este? Independența energetică a institutului primării. Pe cetățeanul de rând îl afectează cu ceva? Îl interesează cu ceva? Da. Când nu plătește primăria?
La nu mă interesează domnul primar. Cu banii care îi plătești, dezvolt, faci altceva în comun. Facem exact ce facem când nu se vede nimic. Aia facem cu banii primării. Și așa vrei să ajustăm. Ok, uite, am terminat-o cu proiectele. O, v-am spus în ședința trecută. V-am spus în ședința trecută cu școala de la Florești. Molozul ăla care... Dați-ne, domn primar, dacă nu luați nicio măsură, spuneți-ne cine a efectuat lucrarea acolo, în momentul respectiv, și facem noi un demers la mediu. Dacă nu se poate. Nu e normal. La Florești e singurul loc unde copiii se strâng la joacă. E normal să fie moluzul acolo. Dar vezi că atunci trebuie să văd și eu cine, că am și o cameră, că dat izolația din școală și n-am mai comentat, e cam spart. E parte că acolo se joacă copii. Păi așa, dar la Florești nu avem un parc, domn primar, de aia. La Florești nu avem un parc. Faceți un parc la Florești și atunci eu v-am mai zis. Teren? Nu avem noi teren? Și vin cu o propunere la școala de la Scorțeni. Există o necesitate, aș vrea să facem o donație ca primărie, nu știu dacă sunt și ceilalți colegi, 1000 de lei, în care să cumpărăm ori produsul lor să le dăm să cumpere dânși. Ar trebui un aspirator mai performant sau un aspirator cu spălare și filtrare prin apă, pentru că există foarte mult praf, nu poate să stea doamna... Și școala nu le-am aruncat bani atunci? Pentru un aspirator? Domn primar, ce bani ați alocat dumneavoastră din ce au cerut? Spuneți, cât au cerut și cât ați alocat? Școala trebuie susținută de către primărie. Păi și au susținut-o primărie. Câți bani ați alocat la școală? Și n-au bani la aspirator. Nu, eu aș vrea, noi ca primărie, nu ca... Poate au bani. Să donăm noi din primărie. Dar nu poți să-i dai noi. De ce? Doar prin consiliul local. Păi da, prin consiliul local, pentru că noi suntem... Noi aici ce suntem. Dar nu se dau pentru mijloace, pentru investiții, măi mâine. Domn primar, facem o donație. Banii consilierilor. De ce? Mă să mănești în primărie, ce știți? Da, l-am dat voi motorină să fiu aici, dar opriți de la voi. Domn primar, donați-mi 1000 de lei. Nu e interesul, dar e candidat pentru primar, opriți. Acum s-o evit foarte mult scandal. Nu suntem de acord să dăm un aspirator sau care problemă? Nu, sunt care ați avut copii, sunt care n-au copii la școală. Să nu fugărească prin clasă. Doamna Tamara, da. Sunt copii. Nu, copilul mai trebuie să fie și educat, pentru că va fi un adult în devenire și care vor avea grijă din noi. Ce învățăm noi copiii în ziua de astăzi? Doamna Tamara, nici bună ziua, măi, nu-ți dea și eu ți dau aspirator, bravo, nimic nu dau. Eu nu pot să-i spun copilului, tu duci la școală, stai în bancă. Stai în banca ta și te duci mai unde trebuie. Hai, domnul Cernat. E educat. Dar să fugărească, să strădăiască. Familia își aducă copilul pentru că stă 20 de ore acasă. La școală stă 4-7 ore, maxim. Nu sunteți de acord să dați un aspirator la școală? Nu, eu nu am nici eu acasă. Doamne, nu contează. Dar nu trebuie aspirator, dar ce mături și cărpă nu e bine. De ce a făcut coadă? Domnul Cernat, vă rog. Domnul Cernat, vă rog. Spune și dumneavoastră. Da? Vă mulțumesc, frumos. O parte din problemă o atins-o domnul Balcău, domnul Adi, cu trecere de tot. Altă problemă. Trebuie făcut niște jarve la ăștia de la noi, de la canton, aici cu drumurile naționale, cu astea, parcării sunt jarnici. Iar, am mai spus treaba asta, sunt gunoaie. Se scoată pe teren să ne strângă, domnule, dacă e în afara localității, salvări. Să facă curățări, domnule. Ia spune, doamna. Am vorbit eu cu domnul inginer. Nu au nicio mașină de balat să pună. Nu, domnule, ei te stau la umbră, te angajați să stau la umbră, nu-i vezi pe niciun pe drum. Au fost odată la... Bebișor, hai să-ți explic eu, că nu știi, doamna. Demersul s-a făcut, dar acum ăștia la district nu mai are niciun coordonator, păi și la trebuie. Dar întreba mie, domnule, poți să nu mă interesează. Auzi, am vorbit, bebișor, am vorbit cu Caciuc, cu domnul director, și au zis că ei au făcut curățenie, dar aduc alții cu tine. Trebuie adus o televiziune, domn primar, și nu știu care au văzut sau care n-au văzut, am luat-o cu căruța de la stejarul tot până sus. Dar nu se poate așa ceva. Am văzut ce bălți sunt în parcările. Oprește-o, mă, vine, trece pe la noi prin comun. Bă, ce drag din comun e asta cu bălțile? Nici nu te lasă. Hai să băgăm niște carații măcar în bălțile cele.
Avem balastru. Hai să ducem niște balastru de la voi, să punem o remorcă de balastru acolo. O să pun. Nu, am bacări, dacă nu fac, o să bag eu. Hai să facem niște balastru noi. Aici trebuie la. Niște balastru rău, urât. Hai să punem acolo. Nu, dar nici nu trebuie, că dacă nivelează, bagă cu lama și nivelează, să bagam eu. O leacă de balastru trebuie. Dar nu să mai poate. Oprește un om, să mai duci un om după leu, să mai duci în păduri, e frumos, e între comuna noastră, frate. Dar nu acolo, și la stejar, puneau bacă, este tot. Care la noi n-am să facă răușul și la cărăușul aici. Nu mai ajutăm pieștile să facem noi. Facem noi, pe noștri și gata. Costă. Și altă chestie, dă-mi urmăriți ăștia care preventează pe dealul Bolohanului după pustenie. Aruncă-i gunoaie să ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Aruncă gunoaie acolo în șanțurile alea. Cine să-i urmărească că numai noaptea, numai seara? Când nu știu, trebuie urmăriți. Pus o cameră. Cameră, dar pe-i pune. Cine să-i urmărească? Nu mai pentru lucruri. Deci noi păi trebuie făcut ceva. Ei vin de acolo, de la ei. Când schimbăm camere de pe aici, trebuie luat o cameră de aici dus acolo. Nu poți să o pui toată. Ai camera aici și o aruncă mai încolo. Nu, domnule, trebuie făcut ceva că nu se mai poate. Educația. Da. Domnul ce urmăriți ăștia cu câinii care lasă. Trebuie văzut ceva, luate niște măsuri. Domnul te-ai aduc. Sau dimineața la ora 4. Mi-a dat telefonul dimineața la urmă, dar nu era numai. Exact. Cine poate să urmărească? Nu poți, mă, de glabă, mă, în mod decât cu un câine. Exact. Cine să-i urmărească? Stă cineva la pată? Domnul Mandu, domnul... Hai să-i urmărească? Păi, e așa, bea, dar au plecat o parte din consilieri, care îi trebuia să urmărească. Eu știu că noi consilierii suntem, reprezentăm, suntem și reprezentăm cetățenii comunității. Noi de la PSD așa suntem, nu știu ceilalți în altă parte. Nu, noi am venit aici. S-au supărat din cauza că am întrebat despre proiectele de dezvoltare ale comunității. Întrebarea asta către domnul primar a fost pusă de mine, deoarece ceilalți consilieri, adică nu toți, nu pot să fac asta, ne denigrează și ne, cum să zic, mâncăm ciuperci. Pe românește, da? Pentru așa, am pus întrebările astea să se audă în ședință și din gura domnului primar. Era necesar. Toate chestia asta, să invităm mai mulți la masă, ca să, în caz de aceste lucrări, nu se vor face, nu se vor asta, nu suntem de vină noi consilierii care ducem vorba. Noi venim la ședință și zicem, bă, avem apă, cam în stadiul ăsta este proiectul, avem, în stadiul ăsta este proiectul. Exact ce auzim, că ni se spune. Eu nu am acces și nici nu o să mă duc la Alina acum să iau registrul contabil, să-i fac socotelul lor din... Că nu am calitatea de contabil eu, da? Că n-am ști, că nu le-am nu avem calități de contabil, da? Când cine plătești PTH-ul, cine plătești proiectul, astea sunt aberații și niște chestii ca să ne ridicăm o leacă că vom candida la... funcția de primar. Da, dar suntem cei mai deci proștii comunei care luăm că ăla nu, ăla minte că... Da, deci asta a fost punctul meu de vedere și asta. Deci o să invităm la masă pe toți consilierii împreună cu toată administrația, cel puțin dacă mințim, mințim cu toți. Și interesul consilierilor e același. Sunt dividiajul lor, dar nu mă interesează. Da, mai gata, să ne ajută. Domnul Zafirescu, mai avea ceva. Da, vreau să întreb domnul primar, când o să dea folosință grădinița, când o să fie termenul final de execuție? Nu, în toamna asta. În toamna asta. Pentru că noi, după ce finalizăm, vreau să fac și centru în fața acolo. M-au întrebat din cetățeni, copiii... Am vorbit, ați am pus mai de IT-ul, s-a duc. Poate datea electronice. Da, laptopul cine. Ei, trebuie să fac scările aici, acolo, să fac gardul frumos și să scot autorizația de funcționare. Și recepție. Declarăm în chestie. Recepție și autorizația. Trebuie să dăm autorizația de funcționare. Mi-o dă ISJ-ul. Da? A, deci asta...